Sărbuna, bună ziua! Vă mulțumim foarte mult că ați acceptat invitația noastră la această conferință de presă. Sunt o serie de subiecte de natură administrativă pe care vrem să vi le împărtășim și pe care vrem să vi le prezentăm. Alături de mine se află domnul președinte, domnul senator Dragoș Benea, domnul deputat Ilișanu, deputat de Bacău și doamna deputat Hărătău, deputat de Bacău. Nu întâmplător venim împreună în fața dumneavoastră pentru că suntem în măsură să vă anunțăm un proiect pe care l-a aștepta întreaga comunitate băcăuană și el a fost realizat și aștept, acum se pune în operă într-un efort comun pe care toți reprezentanții administrații locale, pe de-o parte, pe de altă parte, reprezentanții puterii politice au reușit să îl aducă în această etapă pe care, zic eu, este o etapă de început și sperăm într-un succes. Discutăm, în primul rând, de faptul că în această săptămână s-a semnat contractul cu rezerva de apă, cu constructorul ce va realiza rezerva de apă a municipiului Bacău. El a fost dat câștigător și de către instanța de judecată, fapt pentru care am trecut la etapa următoare și am ajuns în situația în care am semnat contractul pentru această structură de rezervă a apei din municipiul Bacău. E un subiect pe care noi, comunitatea băcăuană, îl resimțim din plin. Sunt multe alte localități în care reprezintă o stare de normalitate. Din păcate, indolența și inconștiența dusă, din punctul meu de vedere, la extrem, atâția și atâția ani, peste 12 ani de zile, sau 12 ani de zile, au făcut în așa fel încât comunitatea din Bacău, noi, orașul Bacău, noi cetățenii municipiului Bacău, să ajungem etape în care un serviciu de normalitate, furnizarea apei potabile, să nu subziste sau să stăm totdeauna cu sabia, rămânește cu sabia deasupra capului, că există posibilitatea oricând ca acea conductă care a fost prost făcută să nu funcționeze, să cedeze din nou. Încă din momentul în care am ajuns în primărie, știți, în 2016, au început primele avarii, erau fost și anterior, dar nimeni până atunci n-a avut raționamentul de a face această rezervă. Împreună cu reprezentanții politici ai județului și municipiului Bacău, am început să găsim soluții financiare pentru a putea realiza acest obiectiv, rezerva de apă. Am parcurs o serie de etape de proiectare. Am ajuns în fața Guvernului României și, fără îndoială că fără a exista această posibilitate de finanțare, mă refer aici la Planul Național de Dezvoltare Locală, la PNDL, care este creația Partidului Social Democrat și a reprezentanților săi, nu am fi avut această putere financiară, această susținere financiară pentru realizarea acestui proiect. Suntem într-o etapă fericită la care toți cei aflați în fața dumneavoastră au pus umărul. Nu s-a pus niciodată problema unei lipse de susținere, din contra. Am fost împreună atât în fața Guvernului României, atât în fața vicepremierului de atunci, Sevil Şahidec, care prezentă fiind la Bacău, a considerat o stare de normalitate ca acest proiect să subziste. Și împreună am ajuns în etapa în care instanța de judecată a dat un câștigător. Vreau să mulțumesc pe această cale reprezentanților politici ai județului nostru, ai orașului nostru, pentru că, repet, fără un plan național de dezvoltare locală care este o creație politică, fără un program de guvernare care să-l prezinte și să-l aducă în atenția Guvernului României, nu am fi avut aceste posibilități de finanțare. Înainte de 2016, înainte de existența unui guvern PSD, nu se puneau problemele unor astfel de linii de finanțare. Uitați că suntem în această situație.
De foarte multe ori s-au spus, erau tot felul de comentatori care unii spuneau că ba, nu sunt bani, ba că nu va aproba guvernul, ba că Parlamentul nu știu ce a făcut. Uitați că realitățile în momentul de față combat tot felul de comentatori. N-am să intru în prea multe polemici cu eventuale adversari politici care în momentul de față sunt părerologi. Știți că la momentul în care aveam acea avarie, erau după momentul avariei la cald, s-au găsit tot felul de reprezentanți politici care explicau cum ar trebui făcut, de unde să luăm apa, de unde să o ducem, cum să o aducem la cetățeni, uitând de faptul că au fost ba viceprimari, ba președinți de Partid Național Liberal, ba senatori sau funcții politice și de administrație publică în ultimii 12 ani de zile, având, și repet aceeași chestiune pe care am zis-o și atunci, nu înțeleg ce chiedeca pe dumnealor să facă la momentul respectiv, ceea ce ne dădeau nouă indicații. Diferența între dumnealor și noi este că noi ne-am apucat de treabă, ne-am apucat de proiectare, am găsit resurse financiare de la guvern, am avut un plan elaborat de către Parlament, acest proiect național de dezvoltare locală și uitați că împreună suntem în fața dumneavoastră, într-un moment, zic eu, fericit pentru orașul nostru, să avem un constructor. E, de aici încolo avem o altă discuție, fiind vorba de o relație contractuală pe care municipiul Bacău are cu acel constructor, cu acea asociere de firme. Nu pot să-mi exprim foarte multe opinii, dar am să fiu foarte tranșant din acest punct de vedere. Nimic nu îl împiedică pe acest constructor să-și realizeze obiectivul. Alocările financiare de la guvern există, există contracte semnate. Nimic nu îl împiedică din primăria Bacău să-și ducă la capăt acest proiect. Dacă dumnealui sau dumnealor, acești constructori, își vor face treaba, vor fi demn de laudă, dacă nu, vă rog să mă credeți că voi lua absolut toate măsurile legale de care dispun, pentru ca cetățenii municipiului Bacău să nu sufere și eventual constructori care își bat joc de cetățeni, pentru că așa o interpretez, în cazul în care nu și-ar face treaba, să fie sancționați într-un mod radical. Pe românește și foarte pe scurt, putem considera că suntem într-o etapă în care nimic nu împiedică constructorul. Constructorul și-a asumat și în fața municipalității, și în fața CNSC-ului, și în fața instanței de judecată, prin documente și prin acte, că poate să realizeze această lucrare. Municipiul Bacău a reușit să găsească aceste surse de finanțare, toți cei patru în fața dumneavoastră, luptând într-un fel sau altul, fiecare după competențele legale pe care le are, să punem la dispoziție surse de finanțare și un studiu de fezabilitate de bună calitate. Constructorul s-a bătut pentru a obține acest contract. Instanța de judecată i-a dat dreptate. Absolut nimic nu îl împiedică în momentul de față să-și ducă treaba la capăt. Dacă există vreun risc să se întâmple altfel, repet, voi lua absolut toate măsurile legale pentru ca cetățenii municipiului Bacău să nu fie prejudiciați în vreun fel sau altul. Mai mult decât atât, vă pot spune că în momentul de față îl consider cel mai important proiect pe care îl are municipiul Bacău, fapt pentru care va beneficia din partea mea de cea mai mare atenție. Voi fi omul care personal voi monitoriza derularea acestui proiect și lunar voi prezenta și etapele de derulare a acestui proiect și care sunt stadiile pe care le-a derulat, le-a parcurs, sper eu, corect, constructor. Din punctul meu de vedere... Vreau să fac o glumă. Vedeți ce înseamnă să fie elevul domnului Tudor Toader? Următorii vorbesc.
Peste 30 de minute. Am să încerc să fiu cât mai succint, într-adevăr. Vă rugăm ca să apucăm și noi, să nu rămânem doar noi cu camene. Într-adevăr, poate fi considerat o deformație profesională. Nu întâmplător am făcut gluma asta, că o să facem trimiterea cuși la relația da. Profesor-student. Da, care în continuare subzistă. Nu întâmplător v-am prezentat aceste lucruri, am încercat să le prezint într-un mod foarte elegant, dumneavoastră ați înțeles foarte bine la ce m-am referit și realitățile se pot concluziona în felul următor. Ne-am făcut datoria, ne-am ținut de cuvânt, am făcut un proiect, am făcut rost de bani, am găsit și un constructor pe care instanța de judecată ni l-a prezentat ca fiind cel mai bun pentru acest proiect. Constructorul are șansa să demonstreze că e un constructor de calitate și își face treaba. Dacă nu, va suporta absolut toate rigorile pe care legea nu le permite. Și cred că va suporta suficient de multe chestiuni și din partea cetățenilor municipiului Bacău, pe care invit să monitorizăm practic împreună acest proiect și prin intermediul dumneavoastră și nu numai. Da. Vă rog. În primul rând, bună ziua tuturor, mulțumesc domnului primar pentru invitație. Este o acțiune desfășurată la invitația și sub egida primăriei Bacău. Am să fiu puțin mai scurt și mai concis și mai acid, așa cum mă știți. Punctual pe rezerva de apă, eu am avut opinia și poziția mea, într-adevăr, conferită de libertatea de a fi, de a nu fi implicat în această procedură de achiziție. Și aici trebuie să recunosc că omul implicat în procedura de achiziție, că e primar, că e președinte de Consiliul Județean, că e ministru, nu poate exprima foarte multe opinii și de multe ori este țintuit în această calitate. Cei din exterior mai pot opina pe acest subiect și eu am făcut-o. Trebuie să apreciez că rezultatul dat de Comisia de Licitație a fost confirmat de CNSC și Curtea de Apel. Rezervele vis-a-vis de constructor rămân în continuare din partea mea și ele sunt bazate pe experiența pe care primăria Bacău a avut-o la contractul pe termie, dar eu aș fi foarte fericit ca aceste rezerve ale mele la finalul execuției să fie infirmate de calitatea lucrărilor și de ritmul de execuție a acestor lucrări pe care îl va avea constructorul. Și închid aici acest subiect cu mențiunea, că am să o fac mereu, că această societate de construcții care mereu a fost pomenită în jurul persoanei mele, atâta timp cât am fost președinte al Consiliului Județean și am organizat ien licitații și ordonator principal de credite, această societate n-a lucrat niciodată cu Consiliul Județean. Asta apropo de apropieri și îndepărtări. Această societate a lucrat cu primăria municipiului Bacău, sub administrația PNL, acum sub administrația PSD, ca urmare a unei licitații și urăm mult succes în implementarea acestui proiect. Există, cred că, echipă competentă la primărie de implementare, există finanțare pe PNDL. Problema pe care o avem și riscă să o aibă și primăria Bacău și o are Bacău și am mai discutat-o și o să o mai discutăm pentru că trebuie amintită și adusă mereu pe tapet, este calitatea constructorilor. Vedeți, aici am vorbit de calitatea constructorilor și aici plecăm cu oarecare pesimism, dacă e să rezumăm într-un cuvânt și poziția mea și a domnului primar, aceasta este pesimism, dar focusați pe această lucrare. Fac trecerea la decolmatarea lacului de la insula de Agrement, un subiect pe care l-am mai discutat și pe care m-am angajat să-l tot aduc în atenția presei atunci când este nevoie. Situația în care suntem la decolmatarea lacului este una total nesatisfăcătoare. Vorbim cam de aceleași coordonate, există finanțare, dar a existat o coabitare între fostul director Vamanu și constructorul de acolo, societatea Rumgan, o coabitare care
n-a fost în slujba Băcovanilor și în slujba proiectului, s-au complăcut într-o situație care a stagnat. Practic, o lucrare care putea fi gata în 6 luni, nici după 3 ani nu-i vedem finalul, nu-i vedem capătul. Am proprietatea termenilor, am responsabilitatea afirmațiilor. Unul din acest tandem s-a dus, nu știu, în concediu medical sau unde s-a dus, dar să nu mai aibă întrebări de ce este în concediu medical atâta timp cât trebuie să știți cu toții că, deși acest contract patina, el a fost adiționat la finalul anului 2017, în luna decembrie, cu încă un an. Deci erau foarte fericiți amândoi, erau mulțumiți de felul cum a decurs contractul și conducerea ABA și constructorul respectiv. Erau atât de fericiți și atât de mulțumiți și satisfăcuți încât au mai adiționat cu un an. Astfel încât, deocamdată, suntem sub acel contract păgubos care nu produce nimic acolo. Cealaltă parte, văd că înțelege să rămână în continuare acolo și să țină lucrurile blocate până în decembrie. În paralel, actuala conducere a administrației bazinale Siret a demarat întocmirea documentației pentru excavare, încărcare și transport pentru 200.000 de metri cubi rămași de excavat, încărcat și transportat, și există promisiune din partea dânșilor ca până la 1 decembrie această documentație să fie avansată spre validare a NAP-ului. Vedeți că mai nou folosim această nouă graniță, validarea la ANAP. Din nefericire, în ultimul timp, și în județul Bacău și în alte județe, se constată o tergiversare a termenelor, a răspunsurilor venite de la ANAP la procedurile de achiziție. Vorbeam acum o săptămână de pista aeroportului internațional, care a fost respinsă de vreo 3 ori. O să continuăm să avansăm această documentație către ANAP. Administrația bazinală Siret și-a luat angajamentul că până pe 1 decembrie această nouă documentație de licitație pentru transport, încărcare și excavație să fie finalizată și, practic, când se va finaliza această procedură, noul constructor să intre în execuție, execuție care, în mod normal, n-ar trebui să dureze mai mult de 6 luni. De menționat că, deci de adiționalul din decembrie v-am spus, de menționat că s-a mai organizat o licitație la care, undeva la începutul lunii iulie, la care faptul că nu s-a prezentat nimeni spune totul despre calitatea acelei documentații, întocmită sub mandatul Vamanu. Când nu se prezintă nimeni la licitație, e clar că e o problemă acolo și cred că actuala conducere a depistat această problemă și le-a eliminat pentru noua licitație, repet, care sperăm să pornească la 1 decembrie, astfel încât în 2019, în prima jumătate, în a doua jumătate, totuși acel lac să fie decolmatat în sfârșit și să curgă apa acolo. O veste bună din zona administrației bazinale Siret este faptul că până la finalul anului ar trebui finalizate lucrările care vor începe la digul Bârnat, și aici o să vă spună și domnul primar detaliile dânsului. Lucrări de aproximativ 40 de miliarde bani veniți de la Guvernul României pentru a rezolva toate problemele ce au generat acele nemulțumiri în zona cartierului Ghereiești, în zona digului Bârnat, în mod repetat, atunci când au fost debite însemnate de apă, acolo au fost probleme, a fost inundat cartierul și sperăm ca lucrările acolo să fie finalizate până la sfârșitul anului. Aici procedura a fost de achiziție directă, din câte am înțeles, și de aceea s-a ajuns ca să aibă constructor începând de săptămâna viitoare. Deci, vedeți, sperăm să fie un constructor cu capacitate, că mai nou asta este problema, nu există problemă la finanțarea acestor investiții, există problemă în validarea documentațiilor, în derularea licitațiilor și în capacitatea constructorilor de a termina obiective de asemenea amploare. Eu continui să cred că o pistă de aeroport internațional de aproape 40 de milioane de euro nu poate fi înfăptuită, nu poate fi dusă la final de orice firmă fără o experiență similară, fără acreditări din zona lucrărilor similare. Ultimul subiect pe care îl mai aveam de lămurit în raport cu cetățenii și cu
mass media băcăoană. Și aici, practic, întorc, predau legătura domnului primar. E vorba de spitalul municipal. Știți că vorbeam de un proiect de hotărâre de guvern care ar fi urmat să fie adoptat de guvern legat de asocierea dintre Consiliul Județean și Primăria Bacău, Consiliul Local Bacău. Ați urmărit tot acest desfășurător începând din luna iunie până acum 2-3 săptămâni. S-au luat avize de la 3 ministere, de fapt 2 ministere au fost co-inițiatori, Ministerul Dezvoltării și Ministerul Sănătății. A fost avizat de Ministerul Finanțelor, Ministerul Justiției în schimb a avut o opinie separată și nu a avizat acest proiect. Și sigur că un aviz de la Ministerul Justiției e mai greu să-l pui sub semnul întrebării sau sub semnul dezbaterii, dar chiar și așa primarul Bacăului și președintele Consiliului Județean împreună cu doi parlamentari de Bacău s-au deplasat la Ministerul Justiției pentru a lămuri aceste aspecte și de aici predau microfonul, nu înainte de a sublinia încă o dată și am să fac mereu. Eu am niște fixații pe anumite subiecte. Să nu uitați că suntem aproape la 2 ani și jumătate de la locale. Suntem în această etapă aparent întârziată, dar eu zic justificat întârziată, datorită faptului că principiul de la care s-a plecat ca să ajungem în această etapă a fost acela al compatibilizării celor două unități medicale. Și aici, sigur că este de apreciat, în primul rând, primarul Bacăului, care a zis, doamne, nu termin, obiectivul meu nu este să termin înainte de alegere acest obiectiv și cu orice preț, obiectivul meu este să termin acest obiectiv atunci când pot să-l termin, dar după ce finalizez acest proces de compatibilizare, pentru că, subliniez încă o dată, până în 2016 acest spital municipal s-a născut și a fost crescut cu ideea de a-l pune în concurență cu Spitalul Județean, o idee total nefericită, neinspirată și contraproductivă pentru sănătatea municipiului și a județului Bacău. Toată această compatibilizare a presupus un efort birocratic și instituțional uriaș, pe care din păcate nu l-am finalizat, că n-a venit încă avizul de la Ministerul Justiției, dar aici sper că domnul primar să mă poată completa cu succes și cu actualizarea foii de parcurs pe acest obiectiv care este așteptat de toți băcăoanii. Da. Efectiv voi completa ceea ce spune domnul președinte. Din următoarele raționamente, vreau să mai fac o serie de mențiuni pe un subiect anterior. Ați văzut, apropo de decolmatarea lapului, un părerolog exprimându-și iarăși niște povești de astea scoase printr-un sertar de birou sau povestite de vreun consilier care iarăși nu înțelegea subiectul. Primăria Bacău nu are treabă cu decolmatarea lacului de agrement, dar Primăria Bacău, totdeauna, cel puțin în această etapă, a susținut demersurile pe care le-a făcut administrația bazinală. N-a avut nici înainte, n-a avut nici acum, da, așa sunt părerologii care, în momentul de față, își închipuie că fac mari puncte politice, dându-și cu părerea și ne înțeleg în subiectele și încurcând borcanele. Asta este o mențiune. A doua componentă, raportat la ce spunea domnul senator cu privire la lucrările de îndiguire care se vor efectua pe amenajamentul digului Bârnat, iarăși face parte din același ciclu cu rezerva de apă. Și vreau să ne aducem aminte un pic. Avarii au fost și înainte de a deveni eu primar și nu s-au luat nicio măsură. De asemenea, inundații au fost 2005, 2008, 2011, au tot fost inundații, iarăși nimeni nu a luat niciun fel de măsură. Și culmea, e același director despre care spunea domnul senator, nimeni n-a făcut niciun fel de demers, în vreun fel sau altul, tot în această etapă, după ce s-a schimbat sau intrat în concediu directorul respectiv și a venit nou director, și am ajuns la etapa în care să discutăm cu guvernul și guvernul să găsească soluții financiare pentru a realiza acest obiectiv. Acest obiectiv va fi realizat și cu sprijinul municipiului Bacău. S-a solicitat de către administrația bazinală, cea care este titulara acestor lucrări,
S-au solicitat 32.000 de metri cubi de pământ, pământ pe care îl va pune la dispoziție municipalitatea. Intrăm oricând într-un parteneriat foarte sincer cu orice instituție care ne poate susține, până la urmă, să producem efecte benefice sau să prevenim anumite eventuale dezastre sau cu componente problematice pentru populația municipiului Bacău, oricând, v-am zis, pentru susținerea cetățenilor și pentru protecția lor, oricând vom intra în parteneria cu absolut orice fel de instituție. După cum știți, această instituție a parteneriatului, din momentul în care puterea politică s-a schimbat în municipiul Bacău și a intrat într-un parteneriat cu Consiliul Județean, am intrat în parteneriat și cu aeroportul, parteneriat și cu Apele Române, nu avem raționamentul, și aici fac trecerea către subiectul spitalului municipal, nu avem niciodată raționamentul, ăsta e spitalul meu sau e strada mea, eu o fac ca să-ți demonstrez ție că-s mai deștept și o fac să mă bag cu tine, să-ți arăt că-s mai bun ca tine. Nu. Pe cetățenii municipiului Bacău chiar nu interesează cui aparține strada sau cui aparține spitalul, ci importante sunt serviciile pe care le poate dezvolta acest spital. Problemele juridice pe care le-am întâlnit la spitalul municipal, n-am să vreau să intru într-o serie de tehnicalități specifice efectiv profesioniștilor în drept, pentru că până la urmă atât domnul ministru cât și cei de la Ministerul Justiției au intrat într-o serie de componente tehnice, extrem de tehnice juridic. E vorba de o hotărâre de guvern care este dată undeva prin 2007 și din punctul meu de vedere este dată cu picioarele, fără prea multă minte. Așa, cei care au creat-o la momentul respectiv și au avizat-o, într-adevăr, și chiar respect opinia domnului ministru, nu prea au gândit-o foarte atent. Pe scurt, vă explic în felul următor. Problema se pune în felul următor. Obiectivul de investiții, spitalul municipal aparține municipalității, dar entitatea juridică Spital Municipal în 2007 a fost trecută din subordinea DSP-ului în subordinea Consiliului Local. Ce înseamnă juridic în subordine? Înseamnă că numești managerul, schimbi Consiliul de Administrație, îi tragi de urechi, îi așezi pe scaun și punct. Juridic nu înseamnă nici proprietate, nu înseamnă nimic. Și atunci suntem în situația paradoxală, cauzată de acea hotărâre de guvern din 2007, suntem în situația paradoxală în care entitatea juridică Spital Municipal aparține Ministerului sau DSP-ului, dar în subordinea Consiliului Local, dar obiectivul de investiții, clădirea în sine, aparține municipalității. Fapt pentru care de aceea n-a mai venit acest aviz. Ei au spus în felul următor, bine, voi complementarizați, vă strângeți, dar de fapt nu vă aparține această entitate juridică. Ministerul Sănătății trebuie să vină să ne spună nouă că e de acord să o preia Spitalul Județean sau municipiul sau oricine altcineva. Eu am interpretat-o pe cale de consecință, pera contrariu. Bun, deci nu ne aparține entitatea juridică Spitalul Municipal, persoana juridică. Dar ne aparține obiectivul de investiții. Clădirea. Clădirea respectivă a fost avizată într-un proiect de complementarizare de către Școala Națională de Studii Medicale, primul aviz, și ne-au spus proiectați-o și făceți-o în așa fel încât să poată lucra cu Spitalul Județean. Doi, Direcția de Sănătate Publică au venit și ne-au zis, da, e conform cu toate normele noastre medicale și toată legislația în vigoare, așa trebuie să fie proiectată această clădire. Fapt pentru care pe mine nu mă mai interesează, cel puțin în momentul de față, discuția pe entitatea juridică, spital municipal, în subordinea cui sau în subordinea cui nu e. Noi ne-am continuat treaba, obiectivul municipal, spital municipal, investiția în sine aparține orașului, mergem pe același drum având aceste două avize din partea așa, aceste două, propunerea și documentul, studiul Școlii Naționale de Sănătate Publică, care a spus că așa trebuie făcut în mod normal,
DSP-ul spunând da, e ok, mergeți înainte, fapt pentru care noi suntem în momentul de față. Sperăm undeva săptămâna viitoare să finalizăm contractul de proiectare și la anul. Proiectare pe restul de executat, nu? Proiectarea pe restul de executat în contextul complementarizării, da? Și la în perioada de început a anului următor, deci în primul trimestru al anului următor, să scoatem la procedura de achiziție publică execuția acestui obiectiv. Execuția, proiectarea restului de executat nu ar trebui să dureze undeva mai mult de 4 luni de zile, iar execuția în sine să dureze maximum 12 luni. Evident că, și aici reiterez ce a zis domnul senator, da, pentru noi era mult mai simplu să ajungem în etapa în care, la începutul mandatului, ne-am preluat, ne-am certat cu foștii constructori, ne-am judecat. Era gata acum. Da, acum era gata. Și ne apucam de construit, scoteam la licitație de construcție, dar ajungeam în etapa în care aveam un spital care în continuare se bătea cu spitalul județean, cu specialități de același tip, cu două tipuri de... Specialități neacoperite. Neacoperite. E, am ales varianta împreună și a fost o discuție până la urmă asumată politic. Da. Haideți să alegem varianta cea mai grea, din punct de vedere electoral, dar cea mai bună pentru cetățenii orașului și, evident, ai județului. În momentul de față ne vedem de drum, suntem cu planșele pe masă, ele sunt trimise în continuare la diverse instituții pentru avizarea și obținerea autorizațiilor de continuare a lucrărilor. Proiectanții, sperăm, v-am zis, săptămâna viitoare să vă pot anunța că s-a semnat contractul și noi anul viitor să venim în fața dumneavoastră să vă prezentăm și acolo un contract semnat cu un constructor. O completare mai așa de făcut înainte de cele întrebări, că sunt convins că vor fi câteva întrebări pertinente. Revenind la PNDL, deci Bacău semnează, practic, a semnat rezerva de apă, Oneșiu se pregătește, e chestiune de zile, să semneze tot pe PNDL acel pod, celebru pod, peste Trotuș, tot pe PNDL, și acolo s-a terminat procedura de achiziție. Ca element de noutate, ce pot să vă spun, că vom analiza foarte clar stadiul implementării PNDL-ului în orașul Târgu Ocna. Suntem în Bacău, dar Târgu Ocna nu ne este departe, nici fizic, nici afectiv, dacă pot să spun așa. Acolo sunt câteva sume importante alocate de-a lungul timpului pe PNDL 1, pe PNDL 2. Știți foarte bine, poziția mea a devenit destul de publică pe subiectul drumului de la Salină. Este incalificabil ca la 3 ani de la semnarea contractului pe PNDL 1, totuși acest obiectiv să nu fie recepționat și vorbim doar de un kilometru de drum. Mai sunt și alte investiții care au fost semnate în luna martie, cred că acestui an, care vizează colegiul Costache Negri, investiții de peste 100 de miliarde de lei și despre care înțeleg că nu s-au făcut pași importanți. Vom avea o analiză noi, vom avea o analiză a stadiului implementării PNDL în orașul Târgu Ocna, pentru că acolo noi nu înțelegem ca guvernul să facă tot ceea ce trebuie, ordin de finanțare, asigurarea finanțării, iar primăria să bată pasul pe loc cu obiective mai mici, niciun kilometru de drum la intrarea în Salină, sau mai mari, modernizarea colegiului Costache Negri. Și atunci trebuie să fim foarte expliciți, foarte clar din cauza cui se întârzie. Pentru că, vedeți aici, noi totuși nu vorbim în parabole, vorbim destul de clar. Decolmatarea. Suntem în această situație total nesatisfăcătoare din cauza unui fost manager și a unei firme de construcții. Și dacă vor să mergem în instanță, nu am nicio emoție. La spital lucrurile sunt clare. La rezerva de apă, avem rezervele noastre, da? Sperăm să ne fie infirmate. La ONES se semnează contractul, bravo lor, succes în implementare. La Târgu Ocna, în schimb, lucrurile sunt într-un registru, repet, total nesatisfăcător și vom avea la următoarea întâlnire cu presa în luna noiembrie, că probabil vom avea mai multe, se vor mai întâmpla lucruri în județul Bacău, vom avea o raportare clară în procente și sume, absorbite și neabsorbite și din ce motive cele care nu au fost absorbite nu au fost absorbite. Mulțumesc! Numai o secundă îmi permiteți, am uitat să vă precizez
luat de firul prezentării două puncte, două subiecte administrative. Foarte pe scurt, iarăși din ciclu va face, va pune adevărul acolo unde este el. Hub-ul de tineret, proiectul de 5 milioane de euro de la Cinematograf Orizont, care a trecut de etapa de evaluare ADR Nord-Est, într-adevăr, s-au făcut o serie de plângeri, din punctul meu de vedere, nefondate la DLAF, că stricăm marele cinematograf. Haideți să mergem toți un pic să vedeți ce cinematograf a stricat Cosmin Necula. Și în momentul de la momentul respectiv s-a suspendat procedura. Acum, organismul intermediar, deci cei care validează acest proiect, au reluat procedura de evaluare finală. Este un punct care merge înainte. Pe de altă parte... Acum iarăși intervin și eu. Este același propovăditor, fostul nostru coleg, care pentru un simplu transfer de patru de spital, l-am văzut și eu, de la spitalul municipal neutilizate la spitalul județean, s-ar gândi că ar fi vorba de o deturnare de fonduri. Deci e mai bine să ne gândim că e o deturnare de fonduri decât să apreciem că niște paturi care stau de 5-6 ani neutilizate vor fi utilizate de pacienții din Spitalul Județean de Urgență. Dar e deturnare de fonduri, așa și aici. La fel și cu centura, că nu are contract de finanțare, este același, nu-i găsesc eu termenul acum, a fost un nostru coleg, dar care minte așa prin omisiune cu intensitate demnă de o cauză mai bună. Da, corect. Un alt obiectiv punctual pe care vreau să vi-l anunț și sper să se concretizeze cât mai rapid. Suntem în etapa în care, după cum știți, s-a semnat inclusiv Calea Bârladului, s-a desemnat câștigătorul la Calea Bârladului, așteptăm momentul în care sperăm să nu fie contestații, să vin în fața dumneavoastră, să semnăm și contractul respectiv de execuție a lucrărilor. Așteptăm, pe de altă parte, finalizarea altor obiective investiționare pe care le are în gestiune și în execuție SSP-ul, Parcul Catedralei, unde ați văzut că va începe execuția unui monument, Parcul Catedralei pe ansamblu, sensurile giratorii, și alte asemenea obiective investiționale. Da? Hai să trecem și întrebări, că poate să... O să vă spun și despre ele. Da, este... ordinul de începere, nu. Ordinul de începere a lucrărilor trebuie semnat săptămâna viitoare. Din momentul în care s-a semnat contractul, este termenul de 5 zile lucrătoare în care trebuie constructorul să depună garanția. E o sumă pe care acum chiar... Când? Cât mai repede? În 5 zile. În maximum 5 zile. Așa. De spitalul municipal. Înțeleg până la urmă că s-a blocat cu lumea ce era... E puțin suspendată, da. E blocată, înțeleg. Așa? Nu, trebuie reluat. Înainte pe proiectul spitalului municipal, pur și simplu. Nu. Nu. Deci, numai o secundă. Noi mergem cu execuția obiectivului investițional în aceeași cheie de complementarizare. Deci lucrările care se vor face acolo vor fi făcute doar în scopul complementarizării. Restul, exact cum am început restul de proiectat și restul de executat nu au fost influențate de apariția sau neapariția acestui proiect de hotărâre. Acest proiect de hotărâre de guvern, care va trebui la un moment dat adoptat, are rolul de a regla raporturile între spitalul municipal sau consorțiu cu Casa de Sănătate. Cine va fi? Cine era spitalul municipal în raport cu Casa de Sănătate? Ei, vedeți tot acest montaj juridic, toată această poveste încălcită, nu de noi, de alții, de-a lungul timpului, noi încercăm să o descălcim, pentru că până la urmă și avizul ăsta la Ministerul Justiției n-a venit. Dar se surprind acolo niște probleme și încercăm să le reglăm, să le eliminăm astfel încât totuși această funcțiune să se finalizeze și să fie recunoscută de Casa de Sănătate. Pentru că, vedeți, aici vorbim de Ministerul Sănătății și Ministerul Justiției, care în 2007 nu erau aceiași oameni în poziție de miniștri, dar aceleași ministeri au avizat toată această
poveste cu Spitalul Municipal, care noi acum încercăm să o descălcim, e adevărat, într-o altă cheie. Este cheia complementarizării. Spitalul ăsta trebuia să aibă 300 de bani, 320 de bani. Iar de mai erau 60. Asta este motivul pentru care dați pantă. Că urmează în 4 luni să se termine lucrările. 4 luni n-ar putea, n-ar trebui în spațiul ăsta actual Spitalul Municipal. Vă spun imediat. Paturile. Păi nu, paturile nu sunt scumpe. Păi, dar de ce să nu le cumpărăm? Pentru că în momentul de față este nevoie de aceste paturi în Spitalul Județean. Păi nu, stați. Nu. Stați să vă spun exact toată structura. 1. Ministerul Justiției, trebuie să vă spun un pic tehnic, că e important. Ministerul Justiției spune în felul următor. E bine că voi, Consiliul Local și Consiliul Județean, v-ați asociat. Voința voastră politică e bună. Ministerul Sănătății trebuie să facă un pic diferite demersuri. Deci Ministerul Justiției vorbește cu Ministerul Sănătății prin noi. Da. O chestiune de genul ăsta. Da? Da. Mai plastic. Ministerul Justiției comunică cu Ministerul Sănătății prin noi ca urmare a demersului pornit de aici. El nu este un demers. Faptul că noi n-am reușit să-l ducem la capăt nu înseamnă că e un demers eșuat. El surprinde minusurile care trebuiau reglate în 2007 și încercăm noi să le rezolvăm. Nu e prima ipostază în care suntem puși de veche administrație, fără a arunca, mergem înainte, nu suntem cu foaia de parcurs acolo unde ne-am dorit, înaintăm mai greu decât ne-am dorit, dar mergem cu conștiința împăcată înainte. Poftim? Dacă avem hotărâre de guvern sau dacă nu avem, asta e întrebarea. Eu zic că la momentul respectiv ar fi în noaptea minții toată România să ai un spital care este finalizat la cheie și să nu știi unde predai cheia. Și care e raportarea la Casa de Sănătate? În contextul în care cele două structuri politice deliberative, județeană și locală, au spus, dom'le, vrem să lucrăm împreună. Și au spus-o în unanimitate. Eu zic că la momentul respectiv, după ce ne-am făcut noi, municipiul Bacău, ne-am făcut datoria, am finalizat, trebuie să predăm cheile, sunt convins că la momentul respectiv s-a reglat și povestea asta cu entitatea juridică și neentitatea juridică. Care nu se reglează în momentul ăla, nu trebuie ca acel spital municipal să-și poată îndeplini scopul pentru care a fost înființat? Da, și își va îndeplini. Aici sunt o serie de demersuri financiar și juridic și legal pe care urmează să le facem. Adică, în momentul de față avem niște paturi din 2007, da? Un termen de execuție 12 luni al acestui obiectiv de investiții. Sunt oameni care stau câte 3-4 în pat pe niște paturi catastrofale. Inclusiv cetățenii ai municipiului Bacău. Eu stau cu ele în beci. Nu mai bine le dau să le folosească acum, când este nevoie și la momentul respectiv având soluții financiare, ori mai cumpărăm altele, ori le mutăm în municipal, ori cu certitudine vom discuta de o refinanțare, pentru că acele echipamente vor trebui cumpărate din nou o parte dintre ele. Sau măcar făcute update-uri, dacă este să discutăm de componentele electrice, electronice. Și asta este raționamentul politic pe care îl avem, ca și administrator de oraș și pe care îl propun Consiliul Local. Stau cu ele în beci, sau ajut cetățenii municipiului Bacău care stau câte 2-3 în pat sau care stau în niște paturi în care îți rupte toate fiarele respective. Asta e discuția. Dar ele două n-ar putea să funcționeze independent pe baza complementarității? Adică fără să mai fie fuziune. Unul să fie spălăsat apate și altul nu. Nu. Esența este să funcționeze împreună. Esența este să funcționeze împreună. Adică, practic, să ai o serie de săli de operații mutate în municipal, să ai anumite secții care vor funcționa doar în municipal și sunt în momentul de față localizate în Spitalul Județean. Adică, haideți să vă dau un exemplu. În momentul în care ai componentul operatorie, da? E cel mai bine să o ai într-un spital care, clar, nu are niciun fel de risc de infecție. Este nou, nu are virus, este funcțional pe sistem de aerisire propriu, deci nu comunică cu exterior. Și atunci e cel mai bine ca el să funcționeze acolo. Dar eu sunt convins că la momentul finalizării lucrărilor
avem toate hotărârile de guvern din lume. Știți că acum se lucrează, de exemplu, la Consiliu, apropo că vorbim de reparat greșeli din trecut. Se lucrează la, împreună primăria CJ-ul și Adibu și Crabu la găsirea unei soluții pentru studiile geo, expertiză și proiectare la cei 54 de kilometri de aducțiune de la Valea Uzului. Nu suntem în măsură să vă dăm amănunte și o să fie probabil o conferință de presă a Consiliului Județean cu primăria și cu CRAB și cu ADIB să vă prezinte, pentru că totuși această conductă care ați văzut că are problemele ei, generate din implementarea pe programul ISPA, făcută de CRAB și de CRAB, acum trebuie adică nu putem sta cu mâinile în sân. Se face rezerva de apă, dar până se finalizează rezerva de apă... Și aia e rezervă. Și aia e doar rezervă. Rezerva, trebuie văzut ca această aducțiune să nu mai creeze problemele care au fost create până acum. Și asta nu se poate face bătând din palme, ci studiu geo, expertiză, proiectare sau reproiectare. Și se caută, se lucrează la acest lucru. Am putea să nu o facem, că practic e un nou drum anevoios instituțional, dacă pot să spun așa, da? Da, așa cum puteți da aparate și patru, puteți da clădirea la Spitalul Județean? Noi dăm clădirea. Păi asta a și fost discuția. Noi dăm clădirea. Dar entitatea juridică... Păi, ați spus foarte bine. Da, eu nu am vrut să o zic așa de clar. Exact asta să discut. Exact așa facem. Păi da. Că vedem ăsta nu s-a mai avut nimic. De aparatura aia care nu era bună când a venit ministrul Pintea. Nu era bună aparatura. Nu, n-am zis că nu era bună. Eu n-am zis că nu era bună. Eu am zis că e veche. Și era depășită moral. Este depășită moral. Și repet aceeași chestiune. Nu, totuși sunt peste 50% din adresabilitatea Spitalului Județean. Sunt totuși locuitorii municipiului Bacău. Îi ținem 2 în pat, 3 în pat, 4 rupte. Și eu stau în beci cu paturile noi, sau în fine, din 2007. Mare de funduri. Mergi și mari și poze cu gândacii Spitalul Județean în toate secțiile. Am foarte multe cunoștințe pe internet pentru orice. Nu faci nicio injecție spital și pleci cu o infecție de Spitalul Județean. Da, aici, bun, dacă vreți, dăm 2 ani în urmă și vorbiți cu mine, sau întrebați managerul și actualul președinte al CJ. Adică sunt spitaluri, nu există așa ceva. Corpul e gândaci. De-aia asocierea statului municipal, pentru care teoretic așa, puțin populist, au plătit să o plătesc Băcăuani. Asocierea sau fuziunea asta va fi o fuziune și de gândaci. Nu. Deci cum e administrat acum asta, e așa... Bun, asta cu Colcă e gândaci, cred că e puțin exagerat. Da, în fine, nu. Deci primim frecvent. Am folosit, cred că n-am folosit până de două ori, dar frecvent primim poze de filmări și proastele din Spitalul de Sani. Inclusiv, de exemplu, la grupul pediatrii, clădiri nouă. Bun, e corect că trebuie să discutați cu președintele CJ și managerul SJU? Nu știu cât e treaba cu Spitalul de Sani, că acolo nu se dezinfectează, nu se face treaba. Pe de altă parte, domnul Popescu. Dacă alocă sau nu alocă fondul, dacă se face sau nu. Domnul Popescu, permiteți-mi ca eu să fiu idealist. Deci eu discut de un spital care va funcționa și care trebuie să funcționeze cum trebuie. Eu nu pot să merg cu supoziția că dacă vor fi gândaci sau nu vor fi gândaci. Eu trebuie să, pentru locuitorii municipiului Bacău, împreună cu Consiliul Local, trebuie să găsim soluțiile cele mai bune. Există un purtător de cuvânt care nu știe nimeni la Spitalul Județean. Ar putea ieși să explice chestiile astea. Corect. Cu o largă, vastă experiență în mass media, de investigație. Dar se ocupă cu alte lucruri, nu cu... prezentarea reală a problemelor Spitalului Județean. Da? Și asta este. Ați vorbit despre diplomatare. Da. Despre insula de agrement ca atare. Fondurile europene acelea, care e mai situația? Care e situația ei? Aici vă rog să-mi permiteți mie să vă răspund. În momentul de față suntem în etapa în care se predă proiectul tehnic al insulei de agrement. Până la data de 1 noiembrie trebuie finalizată predarea și verificarea acestui nou proiect. Vă anunț în premieră, într-o probabilitate foarte mare, de la data de 1 noiembrie,
Deci după data de 1 noiembrie, cei care vor lucra, constructorul care va lucra acolo, probabil va fi Societatea de Servicii Publice, care, cel puțin în anul acesta, a demonstrat că e capabilă să facă lucrări de bună calitate. Care este marele avantaj pe care îl avem în momentul în care lucrează Societatea de Servicii Publice? 1. Nu mai stăm în perioadele astea interminabile de contestații. ANAP-ul își dă cu părerea, e bine, e rău, nu-i bun, ia-o de la capăt că n-ai pus 3 virgule. Asta e una. 2. E societatea orașului, câștigători, practic, acționarul majoritar, municipiul Bacău. 3. Dumnealor sunt, în momentul de față, o entitate care au resursă chiar umană, bună și, zic eu, suficient de numeroasă. Ceea ce e foarte important și stabilă. Mai ales pe o piață a construcțiilor care fluctuațiile de personal sunt foarte mari. Nu vă ascund faptul că au, din ceea ce mi-a relatat și directorul general și din ceea ce m-am întâlnit la lucrările pe care le au, au reușit o etapă de headhunting, să zic așa, de succes. Ingineri de la alte societăți cu tradiție, să zic așa, în Bacău, echipe, care au venit la Societatea de Servicii Publice. Probabil că discutăm într-o proporție foarte mare, de la 1 noiembrie încolo, să-i urmărim pe cei de la Societatea de Servicii Publice să demonstreze faptul că sunt bune executanți și în cazul acestui proiect și să avem o componentă de execuție cât mai urgentă. Pe de altă parte... Și vă spun eu că domnul primar manifestă același bun simț. Întrebarea noastră are legătură cu trecutul. Riscul de a se pierde banii europeni este major și știm din cauza cui. Da, celor care au fost până în 2016 și au bătut joc de acest proiect. Este o ordonanță de urgență care prelungește termenul și noi am făcut o serie de corespondențe cu ADR-ul până în 31 martie. Da, 31 martie. Asta nu șterge realitatea acestui proiect. Cum a fost preluat acest proiect în 2016, care... Da, e noaptea minții în continuare acolo. Deci, o bătaie de joc veritabilă. În etapele astea suntem. În etapele astea suntem. Deci încă n-are ziliat. Ce să vă spun? Nu, că e o întreagă discuție. Pentru oamenii... Nu de asta. Nu vă faceți probleme pentru Compac. Au suficiente lucrări. Pe de altă parte, vreau să vă spun că chiar îmi pare rău pentru Compac și o spun premieră, bine, rău, nu știu, asta e, sper să nu se interpreteze altfel. Din păcate, și pe unele componente la insula de agrement, oamenii au lucrat pe vorbe, pe povești. Că au venit unii și le-au zis, dă-i tare înainte că rezolvăm noi, vă plătim. N-ai cum plăti. Oamenii au fost de bună credință. Și nici în momentul de față nu-și pot lua sume considerabile de bani. Da, proiectul prost. Unii de prin primărie l-au zis, hai, dă-i înainte, las că rezolvăm noi, da, așa, din vorbe. Dacă eram primar, pe unii i-a trimis electoratul acasă, pe alții îi trimiteam și eu acasă, vreo doi. Sunt vreo doi în primăria Bacău care... Nu, dar la insula de agrement chiar... La insula de agrement. Păi nu, dar la insula de agrement chiar au fost trimiși acasă. Inclusiv managerul de proiect e plecat acasă. Ați luat unilateral decizia să anulați contractul cu Compacul și să puneți Societatea de Servicii Publice? Unilateral. Proiectul? Nu. Domnul Pop. Contractul cu Compacul a expirat. Suntem în etapa în care, deci nu am cerezilia, contractul cu Compacul s-a încheiat, suntem în etapa în care se predă amplasamentul. Predă șantier. Să fac ultimele calcule finale și, din păcate, ne chinuim să găsim căi legale să putem plăti ceea ce, evident, au executat și complicat. Aveți bani? Da, bani avem. Bani avem pentru că acolo sunt puși departe pe excedentul bugetar pe care îl are municipiul Bacău. Și la spital, și la insula de agrement avem bani. Ce sumă, ce fonduri europene trebuie să aflați până de 31 martie? Fondurile care au fost alocate acolo sunt un cuantum de 9 milioane de lei, dacă nu mă înșel. Dar evident, dacă este să punem rău înainte, și trebuie să îl punem de multe ori, și am făcut calculul ăsta,
Municipiul Bacău nu va da banii fără un proces. Iar în procesul respectiv vor trebui să vină să mai și răspundă alături de Municipiul Bacău cei care au făcut porcăriile. Iar Uniunea Europeană va trebui să scoată banii și de la dumnealor. Și atunci, probabil, și organismele europene o să se confrunte cum ne-am confruntat și noi când ai un constructor sau un proiectant care intră în insolvență și în faliment. Da, nu e Municipiul Bacău vinovat că unii n-au știut să proiecteze, unii n-au știut să execute, unii nu știau ce-i cu ei. Asta e realitatea spitalului, asta a insulei de agrement. Practic, ce mai trebuie făcut la insulă? Ce anume? Suntem undeva la 70% din grad de execuție. Trebuie făcută de data aceasta parcare pe sol și de reamenajat o serie de construcții în interiorul insulei de agrement, la care v-am mai spus acest exemplu, nu au fost luate în calcul standarde de persoane cu dizabilități, se modifică substanțial acele construcții și de amplasat și finalizat o serie de topogane, balon de fotbal, care în momentul de față sunt în stare de conservare. Eu sper cât mai repede. V-am zis, de la 1 noiembrie. De la 1 noiembrie, eu zic că... Păi da. Și aici este și ideea. O să vin în fața dumneavoastră să vă spun și despre ce vorbim. Poftim? Evident, da. Domnul Popescu, noi și în momentul de față cam defrișăm pe insula de agrement vegetația care e în plus, adică pregătim, da, vegetația luxuriantă de acolo, cam pregătim terenul pentru lucru. Acum știți cum, o să vin să vă arăt odată pozele cam ce era la Parcul Catedralei și cam cum e acum. Sau bine, o să trebuiască să vă prezint finalul. Dar să fi văzut ce era la început, dar o să vă prezentăm. Sper că ați avut inspirația să faceți poze înainte. Da, 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 avem, am avut. Am avut. Unde partea aia să facă nicio... Tot, absolut tot. Bun, era o amenajare șantier. Da. Dacă vreau să luăm părerea rogii și au părerea, pentru că dumneavoastră nu veniți, sau dumneavoastră am multe instituții pe care le ordonați, nu vin cu informații clare și la timp. Un exemplu v-am comunicat și particular spre societatea de servicii publice, care, eu știu, are chiar colegiul de cuvânt, ca și, cum spunea domnul senator, Spitalul Județean. Și nu... Apropo, știți cine e purtătorul de cuvânt la Spitalul Județean? Purtătorul de cuvânt? Mirea Romanți. Eu m-am făcut efortul să-mi amintesc. Spre rușinea mea, nu, de asta v-am întrebat, n-am nicio ironie în întrebare, nu. Nu văd nicăieri să explice. Deși mișună prin spital. Dacă tot e cu călcăitul, spun și eu, mișună prin spital. De sus până jos, dar nu, să explice niște lucruri care pot fi explicate, nu o face. Domnule președinte, nu știu dacă știți, la Teatrul Bacozia de Pildă este și acolo un putere de cuvânt. Mă rog, postul este pus pe secretarul literar, nu știu cum, care este din Iași, domnișoara, și locuiește în Iași. Ea nu are nicio legătură cu Bacău. Dar doamna director a spus că a dat concurs, dacă nu au fost oameni din Bacău care se ocupe acel post cel. Doamna director e un personaj mai aparte, mai colorat. Așa e teatrul, așa e lumea asta a artiștilor. Bun, dar rămâna de instituții care nu își fac treaba. Păi mi-a spus, de exemplu, cu aeroportul internațional de cursa Bacău-Antalya. Nu știu dacă, probabil că trebuia comunicată, abar n-am cum, aici e problemă internă. Dar eu vă spun, problema reală la aeroportul internațional este că o instituție a statului român, în mod repetat, insistând pe criteriul predominant prețul cel mai mic, întârzi o investiție de aproape 40 milioane de euro, pista aeroportului internațional, pe fonduri europene. Asta că sunt curse charter Bacău-Antalya din vară, e o veste bună, dar e o veste. Vestea proastă și cea mai
de profunzime, dacă pot să spun așa, este că, uite, că nu poate porni această licitație pentru 40 milioane de euro. Ce înseamnă această licitație și această investiție? E lesne de înțeles. Fonduri europene, societăți care lucrează, oameni care muncesc, se învârt lucrurile. Așa stă o instituție extrem de reactivă, cum este ANAP, stă o instituție și explică cum nu se poate. Dar să explice cum se poate, nu catadisește să o facă, deși cu toții vrem să dăm înainte cu investițiile și să fie locuri de muncă. Și așa că să o ridice pe seama. Da, e trimisă de 3 ori. De 3 ori a fost trimisă la validare. Și nu... Și noi avem... Și tot insistă pe criteriul predominant, prețul cel mai mic. Nu putem. Uitați-vă strada Milcov, vă amintiți, primăria Bacău. A venit o firmă de unde era, din Neamț, nu mai știu, Francia. De unde era, s-a apucat, n-a mai putut să o susțină, reziliere. Mai merge și în instanță. Păi dacă se întâmplă asta la pista aeroportului, să spun că dai de un constructor care vine cu un preț scăzut și după aia are dificultăți în a executa lucrările, că începe să spună că n-am oameni, că nu găsesc oameni, că nu știu ce, că nu știu cum, și ai închis aeroportul mai mult de 3 luni, poți să-i spui pa la revedere și intri într-un litigiu. Acolo, dacă societatea nu are experiență similară, nu are capacitate, nu are forță, acel obiectiv poate să compromită tot obiectivul internet, tot acea pistă poate să compromită punerea în funcțiune a întregului obiectiv. Da, revenind la instituția purtătorului de cuvânt, constat cu plăcere că este acoperită foarte bine la nivelul tuturor instituțiilor din județul Bacău și constat cu surpriză și plăcere că o solicitați tot mai des. Adică, deși eu știu că întotdeauna numărul 1 al instituției este cel mai apetisant în dialogurile cu mass media. Nu știu, sau nu doar, da, e o problemă aici mai veche. Aici, domnul Pop, eu să știți că în ultimii 2 ani și 3 luni mi-am făcut un obicei, sunt vinovatul de serviciu, recunosc, mea culpă. Da. Nu suntem proprietari de ziar. Este... Da, nu sunt. Revine primăria. Primăria nu și-a făcut ziar. Primăria prezintă, așa ca multe alte primării, nu numai din țara asta, dar și din Uniunea Europeană, o foaie administrativă, pur administrativă, pe componente exclusiv administrative. Și e cu apariție lunară, are 2 pagini, adică 20.000 de exemplare. Dar e o apariție lunară. Și cum se selectează? De exemplu, înainte că era 50.000, se selectează zonele unde se distribuie. 20.000 exemplare nu ajung la fiecare. Păi nu ajung, dar nici n-avem capacitatea financiară să facem mai mult de atâta. Dacă bugetul anului viitor ne va permite, o să încercăm să găsim o soluție să ajungă la fiecare, dar e destul de complicat să discutăm în momentul de față despre buget. Și de cine e realizat acest? De primăria Bacău, de membrii ai municipalității. E și un moment pilot, să zic așa, un număr pilot, să vedem. Dar luați eu efectiv doar ca o foaie administrativă, n-am să... Poate odată ar fi bine să vin să vă prezint, să vedeți și cam ce publicații au alte... Da, și o fac... Nu, sub nicio formă, nu e un mare paradox. La momentul respectiv, acel ziar era un fel de propagandă pură. Nu avea... Era cânta ode. Aici nu se cântă ode, aici se spun parametrii tehnici. Asta rămâne de văzut, vedem primul număr și asta. Păi e deja primul număr. A, e, da? Da. Da, unii au primit că nu avem posibilitatea să dăm la toată lumea. Da. Da. Firma care a câștigat respectivul contract. Da, da. Da. Am trecut la diverse, gata? Da. Da, vă pot spune, da, domnul Bogdanel se ocupă de... Dar dintr-o ipostază pur administrativă. Tocmai l-a demascat.
Nu, dar nu avem nimic de ascuns, chiar sub nicio formă. Rămân în aceleași considerente pe care le-am avut, așteptăm să se predea și proiectul tehnic. Nu vă spun că e un proiect cu foarte mare greutate. Greu, foarte greu. Deci l-am văzut de vreo 3 ori. Tot îl aducem, îl luăm de la capăt, iar se întoarce, iar mai trebuie modificat aia, mai trebuie refăcută aia. Dar continuăm proiectul. Iarăși, ca și premier, o să vedeți pe ședința de, pe ordinea de zi a ședinței din luna noiembrie, spre eu, un proiect de parteneriat cu Federația Română de Fotbal pentru refacerea gazonului de la stadionul Letea și transformarea lui într-un gazon artificial, adică montarea unui gazon artificial, de către Federația Română de Fotbal. Dacă nu mai sunt alte întrebări, vă mulțumim foarte mult pentru prezență.